Utilizată pe larg în Europa, această practică este o noutate pentru transportul public. Oamenii spun că acest troleibus, chiar dacă este unic în oraș, este o inițiativă de bun augur cu perspective. Consider că ideea e bună, deoarece de obicei liniile de troleibus, adică nu reușesc, de exemplu, e o avarie sau ceva și se face ambuteiaj. Orașul nostru are nevoie de mai multe inovații și inclusiv și aceasta. Părere foarte bună. De multe ori un troleu care are linii, de exemplu, se strică, dar acest baterii poate să-l locolească mai ușor. Foarte bine, este o posibilitate de a circula pentru oameni. Cu rutierele oamenii cam este foarte dificil să circule. La lucru, înapoi, pierde mult timp oamenii pentru a circula până de la destinație. Așa, posibil, poate fi mai ușor. Chiar de la Dumbrava până la sfârșitul orașului, se poate. Liber de mers. Așa, noi asta ia, mânăm rutierile astea și nu mai încurc, uitați ce îmbutiere să faci. Potrivit șefului regiei transport electric, Gheorghe Morgoci, dacă experimentul va avea succes, administrația regiei intenționează să mărească numărul troleibuzelor de acest fel, mai ales că este vorba de economie. Suma ajunge undeva la 750.000 pentru o unitate de transport, de a fi reutilată. Dar un kilometru de rețea, ca să extindem, ajunge la 5-7 milioane, în afară de stații de tracțiuni și așa mai departe. Așa că din punct de vedere economic, cred că noi vom prezenta un raport și ne-am bazat pe toate indicele economice și vom arăta autorităților publice locale convenabilitatea, să zic eu, de a investi într-acest proiect. Troleibuzul fără troleie are 300 de baterii reîncărcabile cu o capacitate de rezistență pentru aproximativ 20 de kilometri. Unitatea de transport va circula pentru început pe linia de troleibuz cu numărul 7. Ulterior, acesta ar putea face legătură între oraș și suburbii.